Cunoscut în mod tradițional drept orașul bicicletelor și al fetelor frumoase, Lugojul are o istorie deosebită a celor care au circulat de-a lungul timpului pe două roți. După o perioadă în care această recunoaștere a fost ușor uitată, în ultimul timp un grup de tineri iubitori de ciclism și natură a reușit să readucă la lumină anii în care lugojenii mergeau la muncă, la cumpărături sau la relaxare, aproape exclusiv pe bicicletă. Alin Roșu, Călin Țâru și Răzvan Crăciun sunt promotorii mersului pe două roți din Lugoj și datorită acțiunilor pe care le-au realizat, municipiul nostru a început să fie cunoscut în țară și chiar în lumea întreagă ca oraș al bicicletelor și al bunului simț. S-a filmat aici în Lugoj aventura urbană. A fost o emisiune foarte faină despre Lugoj, în care am fost implicați și noi, cei cu bicicletele. Emisiunea a fost preluată de cei de la Deutsche Welle și a fost transmisă și văzută în Germania și cred că la nivel mondial. Cred că a fost de bun augur pentru Lugoj. Evenimentele noastre încep să prindă rădăcini tot mai adânci. Fie prin plimbări regulate în oraș sau în natură, fie prin diferite concursuri, cei trei promotori ai ciclismului lugojean modern au reușit să mobilizeze grupuri tot mai mari de tineri în acțiunile lor, care nu au rămas fără ecou. În mod clar, e o creștere în rândul activităților și a oamenilor care fac ciclism în Lugoj și asta văd și la concursul care îl organizez sau concursurile care le-am făcut anul ăsta și la alte mișcări. Ultima realizare în grupa celor trei este inițierea campaniei Lugojul Pedalează, o mișcare ce vine în întâmpinarea tuturor lugojenilor care văd în bicicletă un mod de a trăi simplu și curat. Am văzut de-a lungul timpului că găsim tot mai mulți oameni pasionați de bicicletă și am hotărât să-i aducem la oaltă într-o campanie Lugojul Pedalează. Am venit în ajutorul lor prin acțiunile noastre deoarece considerăm că și ei fac parte din trafic și trebuie să fie băgați în seamă și ar fi mult mai clar că conștientizeze toată lumea faptul că și noi existăm în trafic. Văzând că pe zi ce trece, tot mai mulți tineri răspund pozitiv chemărilor inițiativei cicliste lugojene, nu putem decât să felicităm această mișcare ce ne oferă un viitor mai curat și mai sănătos.